Da. Am un singur gând, să-mi iau girofar. Da. Să circul prin București nu mai pot. Deci ieri am stat, practic stau mai mult în mașină decât stau în pat. Nentu Gusti a ajuns în drumul taberei în Băneasa 2 ore fără un sfert. Și mai leagă 1:45 la întors. Are 4 ore în mașină. Asta fac și eu. Și noi stăm 2 la muncă. Deci nu mai merită. Da. O oră mâncarea, adică stai, la masă, stai mai mult la masă, stai mai mult și la masă și la aia decât la muncă. Nu se poate așa. Da. Se circulă foarte bine în București. E paradoxul paradoxurilor, pentru că ieri când a început, pe aia m-am gândit că se va circula mai prost decât cu o zi înainte, când era soare și nu. Nu, că atunci toți își scot o mașinuță. Cumva... De 2 kg de benzină găsește lumea atunci când plouă. Nu, dar ieri a fost mai liber decât în alte dăci. În dimineața asta a fost mai... Eu nu înțeleg nimic, absolut nimic. Vreau să-mi iau girofar. Păi sunt, nu știi vorba celor de la Divertis, sunt 6 care au girofar. Ce, cum 6? Păi să ia poliția, jandarmeria, salvarea și pompieri. Păi mai sunt, eu zice, și cu Gicu de la 6, nu știu că și el are girofar. Eu și cu ăla, că și noi ne-am pus.